Prefectura Gorj a dispus suspendarea primarului de la Slivileș pe perioada arestului la domiciliu după ce Ministerul Afacerilor Interne a trimis un răspuns cu privire la această situație. Sorin Bucurescu nu mai are voie să semneze documente de acasă. Ieri am emis un ordin de suspendare din funcție pe perioada arestului la domiciliu, urmând ca dacă acest arest la domiciliu se va prelungi și suspendarea domnului primar se va prelungi. A fost o situație mai deosebită pentru că am întâmpinat anumite probleme de interpretarea legii, pentru că legea 71/215, articolul 71 din legea 215, spune foarte clar se suspendă de drept numai în cazul arestului preventiv. Ținând cont că a fost o situație mai deosebită, o speță deosebită, am trimis o adresă la Ministerul Afacerilor Interne, de unde am primit răspunsul. În locul lui Bucurescu, de treburile din primărie se va ocupa viceprimarul Vasile Stoichițescu. În acel ordin am și spus că sarcinile vor fi preluate de către viceprimarul localității. Dar care este baza legală pentru care ați emis acest ordin? Baza legală, v-am spus, am mers pe articolul 71 din 215, unde spune că se suspendă de drept fiind arest preventiv, iar cum arestul la domiciliu este o măsură preventivă din nou cod penal, am ajuns la concluzia, atât noi cât și Ministerul, că este de preferat să-l suspendăm, pentru că dumnealui, și fiind arestat la domiciliu, nu poate să-și îndeplinească atribuțiile de primar și atunci era nevoie ca cineva să-i preia aceste atribuții, pentru că sunt de plătit salarii, sunt de plătit salariile profesorilor. Judecătorii gorjeni au emis mandat de arest la domiciliu pentru primarul Sorin Bucurescu în data de 10 martie. Acesta este acuzat de fals intelectual și abuz în serviciu, în dosarul în care omul de afaceri Mihai Rămescu este învinuit de instigare la aceste fapte.